Agatha Christie, 13 probleme, povestiri, citește Carmen Dumitriu. Moarte prin înnec. Sir Henry Clavering, fost inspector la Scotland Yard, stătea la prietenii săi, familia Bantry, locuința acestora de lângă micul sat St. Mary Mead. Sâmbătă dimineață, coborând pentru micul dejun, la plăcuta oră pentru musafiri, 10:15, aproape se ciocni de gazda sa, doamna Bantry, în pragul ușii de la sufragerie. Ea ieșea în fugă, evident într-o stare de mare agitație și disperare. Colonelul Bantry ședea la masă, cu fața mai roșie decât de obicei. "Neața, Clavering," zise el. "Frumoasă zi, servește-te." Sir Harry se conformă. După ce se așeză, cu o farfurie plină de rinichi și șuncă în față, gazda sa continuă. "Dolly este puțin supărată în dimineața asta." "Da, da, așa mi s-a părut," zise Sir Harry blând. Se minună puțin. Soția gazdei era o fire liniștită, puțin înclinată către stări zbuciumate sau agitate. După câte știa Sir Harry, se entuziasma în jurul unui singur subiect, grădinăritul. "Da," continuă colonelul Bantry, "niște știri care ne-au parvenit în dimineața asta au tulburat-o. O fată din sat, fica lui Emmett, cel care este proprietarul de la Blueberry." "Oh, da, desigur." "Da, da," zise colonelul Bantry dus pe gânduri. "Drăguță fată. A dat de bucluc. Povestea obișnuită. Am contrazis cu Dolly în legătură cu asta. O prostie din partea mea. Femeile niciodată nu văd cu capul limpede. Dolly era trup și suflet de partea fetei. Știi cum vorbesc femeile. Că bărbații sunt niște brute și toate celelalte, etc. Da, nu e chiar atât de simplu, nu în zilele noastre. Fetele știu cum sunt bărbații. Un individ care se duce o fată nu e neapărat un ticălos. Adestea e 50-50. Mie chiar îmi place tânărul Sandford. Aș fi zis mai degrabă un tânăr dobitoc decât un Don Juan." "Acest om, Sandford, i-a făcut fetei neplăceri?" "Așa se pare. Desigur, eu personal nu știu nimic," spuse colonelul prudent. "Totul nu-i decât bârfă și palavre. Știi cum e în locul ăsta. Cum îți zic, eu nu știu nimic. Eu nu sunt ca Dolly să sar la concluzii, să arunc cu acuzații în toate părțile. La naiba, fiecare trebuie să aibă grijă de ce spune. Știi, anchetă și chestii de-astea." "Anchetă?" Colonelul Bantry se uită uimit. "Da, nu ți-am spus? Fata s-a înnecat. Pentru asta e toată zarva asta." "E o treabă foarte urâtă," spuse Sir Harry. "Sigur că da. Nici nu vreau să mă mai gândesc. Biata fetiță. Tatăl ei e un om aspru din toate punctele de vedere. Cred că ea și-a dat seama că nu putea să reziste scandalului." Se opri. "Asta a tulburat-o așa de mult pe Dolly. Unde s-a înnecat?" "În râu. Chiar mai jos de moară, apa curge foarte repede. Acolo e o potecă și un podeț. Se zice că s-a aruncat de acolo." "Vai, vai, nici nu suport să mă gândesc." Și cu un gest supărat, colonelul Bantry își deschise ziarul, începând să-și mute gândurile de la incidentul dureros către cele mai recente irregularități guvernamentale care atrăgeau atenția. Sir Harry a fost doar neplăcut surprins de tragedia din sat. După micul dejun, se așeză într-un scaun confortabil pe peluză, își trase pălăria peste ochi și contemplă viața dintr-un unghi de vedere pașnic. Pe la 11:30, o cameristă îngrijită se ivi pe peluză. "Vă rog, sir! Miss Maple a venit în vizită și ar dori să vă vadă." "Miss Maple?" Sir Harry se ridică în capul oaselor și își îndreptă pălăria. Numele îl surprinse. Își amintea foarte bine de Miss Maple, de comportarea ei de fată bătrână, liniștită, gentilă, de perspicacitatea ei uimitoare. Își reamintea de o duzină de cazuri nerezolvate și ipotetice. Și cum, de fiecare dată, această tipică fată bătrână de la țară găsise, mergând drept la țintă, soluția corectă a misterului. Sir Harry avea un respect foarte profund pentru Miss Maple. Se întrebă ce o determinase să-l caute. Miss Maple stătea în sufragerie, dreaptă ca întotdeauna, cu un coș de piață vesel colorat, de origine străină, lângă ea. Obrajii îi erau îmbujorați și părea tulburată. "Sir Harry, mă bucur atât de mult! Ce noroc să vă găsesc! Dintr-o întâmplare am auzit că locuiți aici. Sper că mă veți scuza." "E o mare plăcere," spuse Sir Harry, luându-i mână. "Mă tem că doamna Bantry e plecată."
Da, zise Miss Mabel. Am văzut-o vorbind cu Footit, măcelarul, n-am trecut. Henry Footit a fost călcat ieri, adică câinele său. Unul din acei fosterieri cu blană moale, destul de solid și certăreți pe care îi preferă, se pare, întotdeauna măcelarii. Da, o încurajă Sir Harry să continue. Mă bucur că am ajuns aici când ea nu e acasă, preciză Miss Maple, deoarece cu dumneavoastră vroiam să vorbesc despre această afacere tristă. Henry Footit? Întrebă Sir Harry ușor uluit. Miss Maple îi aruncă o privire plină de reproși. Nu, nu! Rose Emmett, desigur. Ați auzit? Sir Harry dădu din cap afirmativ. Bantry mi-a povestit. Foarte trist. Era ușor uluit. Nu înțelegea de ce Miss Maple vroia să discute cu el despre Rose Emmett. Miss Maple se așeză din nou. Sir Harry urmă exemplul. Când bătrâna doamnă vorbi, purtarea sa se schimbase. Era gravă și avea o anumită demnitate. S-ar putea să vă reamintiți, Sir Harry, că o dată sau de două ori am jucat un gen cât se poate de plăcut de joc. Am avansat mistere și am propus soluții. Ați fost atât de bun să spuneți că eu nu m-am descurcat prea rău. Ne-ați bătut pe toți, spuse Sir Harry plin de căldură. Ați dovedit un geniu absolut de a ajunge la adevăr. Și ați dat întotdeauna un exemplu, îmi amintesc, o paralelă cu viața din sat care vă oferea indiciul. El zâmbea cât vorbi, dar Miss Maple nu surâse de fel, rămase foarte sobră. Ceea ce ați spus m-a îndemnat să vin acum la dumneavoastră. Simt că dacă vă spun ceva, cel puțin nu o să râdeți de mine. El își dădu deodată seama că ea vorbea extrem de serios. Da, cum să râd? O încurajă el cu bunăvoință. Sir Harry, fata asta, Rose Emmett, nu s-a înnecat. Ea a fost ucisă. Și eu știu cine a omorât-o. Sir Harry tăcu cu adevărat uimit vreo 3 secunde. Vocea domnișoarei Mabo fusese perfect calmă și lucidă. Ar fi putut face afirmația cea mai banală din lume dacă nu știai câte emoții se ascund în spatele cuvintelor. E o declarație foarte serioasă, Miss Maple, îi se adresă Sir Harry când își recapătă suflul. Ea dădu de câteva ori afirmativ din cap. Știu, știu, de aceea am venit la dumneavoastră. Dar, dragă doamnă, eu nu sunt persoana indicată. În prezent sunt doar o simplă persoană particulară. Dacă aveți cunoștință despre ceea ce pretindeți, mi să mergeți la poliție. Nu cred că pot să o fac, zise Miss Maple. Da, de ce nu? Pentru că, vedeți, eu nu posed ceea ce se numește cunoaștere. Vreți să spuneți că doar ați ghicit singură? Puteți să-i spuneți așa, dacă doriți. Dar nu e chiar așa. Eu știu. Mă aflu în postura de a ști. Dar dacă îi expun motivele mele inspectorului Druid, ei bine, el o să râdă și gata. Și, pe cuvânt, nici nu ar trebui să-i găsesc vreo vină. E foarte dificil să înțelegi ceea ce s-ar putea numi cunoaștere specializată. Ca de pildă? Întrebă Sir Harry. Miss Maple zâmbi ușor. Dacă va spune că știu, fiindcă un om numit Peasgood a lăsat napi în loc de morcovi, când a trecut cu căruța să-i vândă legume nepoatei mele cu mai mulți ani în urmă, se opri intenționat. Un nume foarte nimerit pentru meseria lui, murmură Sir Harry. Vreți să spuneți că judecați după faptele petrecute într-un caz paralel? Cunosc natura umană, sublinie Miss Maple. Este imposibil să o ignori când trăiești într-un sat atâția ani. Întrebarea este dacă mă credeți sau nu. Se uită drept la el. Roșața din obrajii ei se accentuă. Ochii ei întâlniră pe ei lui fără să clipească. Sir Harry era un bărbat cu o vastă experiență de viață. Se hotărâ rapid, fără să ezite. Improbabilă și fantastică, cum putea să pară declarația făcută de Miss Maple. El își dădu imediat seama că o accepta. Personal vă cred, Miss Maple, dar nu înțeleg ce doriți să fac eu în această problemă sau de ce ați venit la mine. Am meditat îndelung la asta, răspunse Miss Maple. Cum v-am spus, ar fi inutil să mă duc la poliție fără fapte. Eu nu am dovezi. Ceea ce v-aș ruga e să vă interesați de chestiune. Inspectorul Druid ar fi cât se poate de flatat, sunt sigură. Și, bineînțeles, dacă problema va fi înaintată forurilor superioare, colonelul Melchett, inspectorul șef, va fi receptiv la părerile dumneavoastră.
se uită la el rugătoare. Și ce date aveți de gând să-mi furnizați ca bază de lucru? M-am gândit, zise Miss Maple, să scriu un nume, numele pe o bucată de hârtie și să vi-o dau. Apoi dacă, după investigații, hotărâți că persoana nu este implicată niciun fel, înseamnă că m-am înșelat. Se opri și apoi adăugă cu un ușor fior. Ar fi atât de groaznic dacă o persoană nevinovată ar fi spânzurată. Ce naiba? Strigă Sir Harry tresărind. Ea se uită cu fața tristă la el. S-ar putea să mă înșel, deși nu o prea cred. Inspectorul Druitt, înțelegeți, este într-adevăr un om inteligent, dar o inteligență mediocră este câteodată cât se poate de periculoasă. Nu te duce suficient de departe. Sir Harry se uită la ea curios. Scotocind puțin, Miss Maple deschise o mică poșetă, scoase un carnețel de însemnări, rupse o pagină, scrise cu grijă un nume pe ea, o îndoi și o întinse lui Sir Harry. O deschise și citi numele. Nu-i spunea nimic, dar sprâncenele îi se ridicară puțin. O privi pe Miss Maple și băgă hârtia în buzunar. Bine, bine, zise el, o afacere cu totul extraordinară. N-am mai făcut niciodată așa ceva, dar am de gând să-mi susțin aprecierea. Față de dumneavoastră, Miss Maple. Sir Harry se afla într-o cameră cu colonelul Melchett, șeful poliției districtului, și cu inspectorul Druitt. Șeful poliției era un om mic, cu o purtare ca zonă agresivă. Inspectorul era înalt, solid și cu mult bun simț. Serios, mă simt jenat că mă bag în treburile voastre, se scuză Sir Harry cu zâmbetul său plăcut. Nici nu prea pot să vă spun de ce o fac. Acesta era adevărul adevărat. Dragul meu, suntem încântați. Este o mare favoare. Mă simt onorat, Sir Harry, zise și inspectorul. Șeful poliției se gândea. Bietul om s-a plictisit de moarte la familia Bantry. Bătrânul colonel înjură guvernul și baba trâncănește tot timpul despre bulbi. Inspectorul se gândea. Păcat că nu ne aflăm în fața unui adevărat mister. Am auzit spunându-se că e unul dintre cele mai bune creiere din Anglia. Păcat că e un caz așa de simplu. Cu glas tare, șeful poliției zise. Mă tem că totul este foarte sordid și evident. Prima impresie a fost că fata s-a aruncat în apă. Era în spiritul familiei, înțelegeți? Totuși, doctorul nostru, Haydock, este un om scrupulos. El a observat vânătăi și leziuni pe ambele brațe, cauzate înainte de moarte. Exact cum un individ ar fi luat-o de brațe și ar fi aruncat-o în apă. Ar reclama asta multă forță? Nu cred. Nu-i nevoie de luptă. Fata ar fi luată prin surprindere. E un podest din lemn alunecos. Cel mai ușor lucru din lume s-o răstorn. Nu e nicio balustradă în partea aceea. Aveți dovezi că tragedia s-a întâmplat acolo? Da, am dat de un băiat, Jimmy Brown, de 12 ani. El s-a aflat în pădure în partea cealaltă. A auzit un fel de țipă de pe pod și pe cineva căzând în apă. Era întuneric, știți, greu de văzut. Imediat a zărit ceva alb plutind în jos pe apă. A alergat și a adus ajutoare. Au scos-o, dar era prea târziu să o mai aducă la viață. Sir Harry încuvință. Băiatul n-a văzut pe nimeni pe pod? Nu, dar cum vă spuneam, era întuneric și ceața persista mereu pe acolo. Am să-l întreb dacă n-a văzut pe cineva înainte sau imediat după aceea. Înțelegeți, el a presupus firește că fata s-a aruncat singură. La început toată lumea a crezut așa. Totuși, avem biletul, spuse inspectorul Druitt. Se întoarse către Sir Harry. Biletul din buzunarul fetei, domnule. Scris parcă cu creionul unui pictor și, deși hârtia era toată udă, am reușit să-l citim. Și ce conținea? Era de la tânărul Sanford. În regulă, ne vom întâlni la pod la 8:30. R.S. Așa scria. Ei bine, era în jur de 8:30 sau câteva minute mai târziu, când Jimmy Brown auzit țipătul și căzătura în apă. Nu știu dacă îl cunoașteți pe Sanford, continuă colonelul Melchett. E aici de vreo lună, unul dintre acești tineri arhitecți moderni care construiesc case deosebite. Îi face una lui Allington. Dumnezeu știe cum o să arate. Îmi închipui că plină de lucruri cubiste. O masă mare din sticlă și scaune chirurgicale din oțel și împletituri. N-ai cu cine să-l compari, dar asta îți arată ce tip de individ e Sanford. Un bolșevic, cu idei subversive. Știți, fără morală. Seducția, spuse Sir Harry Blunt,
Este o crimă de mult stabilită și, desigur, nu datează de atâta vreme ca omorul propriu-zis. Colonel Melchett se uită mirat. Oh, da, zise el, exact. Exact. Sir Harry, interveni Dredd, e o treabă urâtă, dar simplă. Acest tânăr Sanford a băgat fata în bucluc, după care o șterge înapoi la Londra. Are fata lui acolo, o domnișoară drăguță, cu care este logodit și cu care vrea să se căsătorească. Normal, dacă ea aude de afacerea asta, el s-a dus pe copcă. Se întâlnește cu Rose la pod, e o seară cețoasă, nimeni în preajmă, o prinde de umeri și îi face vânt. Un adevărat porc care merită ce-l așteaptă. Asta e părerea mea. Sir Harry tăcu un minut, două. Își dădu seama de puternicul curent al prejudecăților locale. Un arhitect modernist nu avea cum să fie binevenit în satul conservator St. Mary Mead. Cred că nu e nicio îndoială că omul acesta, Sanford, era de fapt tatăl copilului? Întrebă el. Categoric, el este tatăl, spuse Druid. Rose Emmett i-a destăinuit totul tatălui său. Credea că el se va căsători cu ea. Să se căsătorească cu ea? Nici vorbă. Doamne sfinte, se gândi Sir Harry. Parcă m-aș trezi într-o melodramă de la mijlocul epocii victoriene. Fata naivă, ticălosul din Londra, tatăl sever, trădarea, ne mai trebuie doar credinciosul îndrăgostit din sat. Da, cred că e momentul să întreb de el. Întrebă cu glas tare. Fata n-avea vreun prieten de-al ei de aici? Vă referiți la Joe Ellis? Zise inspectorul. Bun băiat, Joe. Meseria lui e tâmplăria. Dacă ea ar fi ținut la Joe... Colonelul Melchett dădu aprobator din cap. Trebuie să rămâi la propria ta clasă, șuieră el. Cum a privit Joe Ellis toată întâmplarea? Întrebă Sir Harry. Nimeni nu știe cum o privește, spuse inspectorul. Joe este un băiat liniștit, apropiat. Tot ce făcea Rose îi se părea corect. Îl ținea legat de ea. Spera că ea o să se întoarcă la el într-o zi. Cred că asta era atitudinea lui. Aș vrea să-l văd, spuse Sir Harry. Oh, o să ne ducem pe la el, îl aprobă colonelul Melchett. Nu neglijăm niciun fir. M-am gândit să-l vedem întâi pe Emmett, apoi pe Sanford. După care ne putem duce și la Ellis. Sunteți de acord, Clifering? Sir Harry spuse că era admirabil. L-au găsit pe Tom Emmett la Bluebird. Era un bărbat înalt, voinic, între două vârste, cu ochi ageri și maxilare puternice. Mă bucur să vă văd, domnilor. Bună dimineața, colonele. Intrați aici și nu o să ne deranjeze nimeni. Pot să vă ofer ceva, domnilor? Nu? Cum doriți. Ați venit în legătură cu ce i s-a întâmplat bietei mele fete. Era o fată bună, Rose. Întotdeauna a fost o fată bună. Până când porcul ăsta ne-a rușinat. Vă cer iertare, dar asta e. Până a apărut el. I-a promis cu ea de nevastă. Zău! Dar am să-l dau în judecată. El a atras-o și i-a dat de bucluc. Porc ucigaș! Ne-a umplut de rușine pe toți. Biata mea, fată! Fica dumneavoastră v-a spus clar că domnul Sanford era responsabil pentru situația ei? Întrebă Melchett iute. Mi-a zis! Chiar în camera asta mi-a zis! Și dumneavoastră ce i-ați spus? Îl întrebă Sir Harry. Ce să-i spun? Omul părea pentru moment descumpănit. Adică, de exemplu, n-ați amenințat-o să dați afară din casă? Am fost puțin supărat, normal. Sunt sigur că vi se pare normal, dar nici vorbă să o dau afară din casă. N-aș face așa ceva. Luă un aer de indignare orgolioasă. Nu. Pentru ce-i făcută legea? Asta zic. La ce folosește legea? Trebuie să se poarte corect cu ea. Și dacă n-a făcut-o, pe cinstea mea, o să plătească. Lovi cu pumnul în masă. La ce oră v-ați văzut ultima dată fata? Întrebă Melchett. Ieri, la ora ceaiului. Cum s-a purtat atunci? Bine, ca de obicei. N-am observat nimic. Dacă aș fi știut... Dar n-ați știut, spuse inspectorul sec. Plecare de la tatăl fetei. Emmett nu prea îți creează o impresie favorabilă, spuse Sir Harry gânditor. E puțin cam excroc, l-etichetă Melchett. L-ar fi umplut de sânge pe Sanford și ar fi luat banii dacă i s-ar fi ivit ocazia. Următoarea vizită a făcut-o arhitectului. Rex Sanford nu semăna câtuși de puțin cu imaginea pe care, în mod inconștient, Sir Harry și-o formase despre el. Era un tânăr înalt, foarte blond și foarte subțire.
Avea ochii albaștri, visători, iar părul învălmășit și cam prea lung. Vorbea puțin cam feminizat. Colonelul Melchett făcu prezentările. Trecând direct la obiectul vizitei sale, îl invită pe arhitect să declare ce făcuse în seara precedentă. Înțelegeți, îl preveni el, nu am împuternicirea să vă oblig la o declarație, dar orice veți spune va fi folosit ca dovadă împotriva dumneavoastră. Aș vrea ca situația să vă fie clară. Nu înțeleg, zise Sanford. Înțelegeți că Rose Emmett a fost înecată aseară? Știu. E așa de îngrozitor. N-am putut să dorm o clipă. Am fost incapabil să lucrez astăzi. Mă simt vinovat, teribil de vinovat. Își trecu degetele prin păr, împălmășindu-l și mai mult. N-am vrut niciodată să-i fac vreun rău, spuse cu inima frântă. Nu m-am gândit niciodată. Nu m-am închipuit că o să procedeze așa. Se așeză la o masă și își îngropă fața în mâini. Trebuie să înțeleg, domnule Sanford, că refuzați să declarați unde v-ați aflat aseară la 8:30. Nu, cum să nu? Am fost pe afară, am făcut o plimbare. V-ați dus să vă întâlniți cu domnișoara Emmett? Nu, m-am plimbat singur, prin pădure. Mult timp. Atunci, cum explicați biletul acesta, domnule, care a fost găsit în buzunarul fetei moarte? Și inspectorul Dredd citi cu glas tare, fără emoție. Ei, domnule, negați că ați scris asta? Nu, aveți dreptate. Eu l-am scris. Rose mi-a cerut să ne întâlnim. A insistat. N-am știut ce să fac, așa că i-am scris biletul. Aha, așa e mai bine, spuse inspectorul. Dar nu m-am dus. Vocea lui Sanford se auzi tare și excitată. Nu m-am dus. Simțeam că e mai bine să nu o fac. Să nu ne întâlnim. Intenționam să-i scriu de la Londra și să aranjez ceva. Vă dați seama, domnule, că această fată urma să aibă un copil și că v-a indicat pe dumneavoastră de tatăl acestuia? Sanford gemu, dar nu răspunse. E adevărat acest lucru, domnule? Sanford își îngropa și mai mult fața în mâini. Cred că da, spuse el pe un ton stins. Inspectorul Druid nu-și putea ascunde satisfacția. Acum, în legătură cu plimbarea dumneavoastră, v-a văzut cineva seara trecută? Nu știu, nu cred. După câte mi-amintesc, nu m-am întâlnit cu nimeni. Păcat. Ce vreți să spuneți? Sanford se holbă furios la el. Ce contează dacă m-am dus să mă plimb sau nu? Ce contează asta pentru faptul că Rose s-a înnecat? Făcu inspectorul. Știți, ea n-a făcut-o. Ea a fost înnecată în mod deliberat, domnule Sanford. I-au trebuit câteva clipe bune ca să pătrundă tot înțelesul oribil al celor spuse. Dumnezeule! Atunci se prăbuși într-un scaun. Colonelul Melchett schiță un gest de plecare. Înțelegi, Sanford, zise el. Sub niciun pretext nu trebuie să părăsești casa asta. Cei trei bărbați plecară. Inspectorul și șeful poliției schimbară niște priviri. Cred că e suficient, sir, zise inspectorul. Da, obține un mandat de arestare pentru el și închide-l. Scuzați-mă, îi întrerupse Sir Harry. Mi-am uitat mânușile. Reveni repede în casă. Sanford se afla în aceeași poziție în care îl lăsaseră, privind amețit înainte. M-am întors, îi explică Sir Harry, ca să vă spun că eu, personal, doresc să fac tot ce pot ca să vă ajut. Motivul interesului pe care îl manifest pentru dumneata nu pot să vi-l destăinui deocamdată. Dar vreau să vă cer să-mi spuneți, pe scurt, dacă sunteți de acord, cât se poate de exact ce s-a întâmplat între dumneata și fata aceea, Rose. Era foarte frumoasă, spuse Sanford, foarte frumoasă și atrăgătoare. Și m-a terminat, pe Dumnezeul meu că e adevărat, nu-mi dădea pace. Și eram complet singur aici, nimeni nu mă prea plăcea și... Cum vă spuneam, era uimitor de frumoasă și părea să știe cum e și toate celelalte. Vocea i se stinse, ridică privirea și apoi s-a întâmplat asta. Dorea să mă însor cu ea. Nu știam ce să fac. Sunt logodit cu o fată din Londra. Dacă aude vreodată de asta și va auzi firește, ei bine, totul s-a terminat. Ea nu va înțelege. Cum ar putea? Sunt un depravat, bineînțeles. Cum vă spun? Nu știam ce să fac. Am evitat să mă mai întâlnesc cu Rose. M-am gândit să mă întorc la Londra, să-mi consult avocatul și să aranjez treburile cu banii și altele pentru ea. Doamne, ce prost am fost!
Și totul e atât de clar, cazul e împotriva mea. Dar ei trebuie să fi greșit. Rose trebuie să se fi sinucis. A amenințat vreodată că o să-și pună capăt vieții? Sanford dădu din cap. Niciodată. N-aș fi zis că e în stare de așa ceva. Ce cu omul ăla pe nume Joe Ellis? Dulgherul? Un țăran destoinic. Un tip greu la cap, dar nebun după Rose. Trebuie să fi fost gelos, sugeră Sir Harry. Cred că era puțin, dar el e tipul bovin, suferă în tăcere. Bine, spuse Sir Harry, trebuie să plec. Se alătură celorlalți doi. Știi, Melchett, îi propuse el, cred că ar fi cazul să dăm o raită și pe la celălalt individ, Alice, înainte de a lua vreo măsură drastică. E păcat să arestezi pe cineva, ca după aceea să se dovedească o eroare. În fond, gelozia este un motiv foarte bun pentru crimă și unul chiar foarte comun. Cât se poate de adevărat interveni și inspectorul. Dar Joe Ellis nu e tipul ăsta. N-ar omorî o muscă. Și apoi nimeni nu l-a văzut ieșindu-și din fire. Totuși, sunt de acord că ar fi bine să-l întrebăm unde a fost seara trecută. Trebuie să fie ajuns acasă. Are o cameră închiriată la doamna Bartlett. O femeie foarte de treabă, văduvă. Se ocupă puțin și cu spălătoria. Căsuța la care s-a oprit era curată lună și îngrijită. O femeie înaltă, voinică, între două vârste redeschise ușa. Avea o față plăcută și ochi albaștri. Bună dimineața, doamnă Bartlett, spuse inspectorul. Joe Ellis e aici? S-a întors acum 10 minute, spuse doamna Bartlett. Poftiți înăuntru. Vă rog, domnilor. Ștergându-și mâinile de șorț, îi conduse într-un mic salonaș din față, cu păsări împăiate, câini din porțelan, o sofa și alte câteva piese inutile de mobilă. În grabă, aranjă scaune pentru ei, deplasă un lucru mai încolo ca să facă spațiu și ieși strigând. Joe, trei domni vor să vorbească cu tine. O voce din bucătăria din spate răspunse. Vin după ce mă spăl. Doamna Bartlett zâmbi. Poftiți, doamnă Bartlett, o îndemnă colonelul Melchett. Luați loc. O, nu, domnule, nici nu mă gândesc. Doamna Bartlett era șocată de idee. Joe Ellis e un chiriaș bun? Întrebă Melchett pe un ton aparent dezinteresat. Nici nu se poate unul mai bun, sir. Un tânăr cu adevărat la locul lui nu se atinge niciodată de băutură. E mândru de munca sa și întotdeauna e bun și de ajutor în casă. El mi-a fixat rafturile acelea pentru mine și un nou bufet în bucătărie. Și orice fleac care trebuie reparat în casă, Joe îl face una-două. Și nici nu așteaptă să-i se mulțumească. A, nu sunt mulți tineri ca Joe, sir. Într-o zi va da norocul peste vreo fată, zise Melchett într-o doară. Ținea foarte mult de-a biata fată aia, Rose Emmett, nu-i așa? Doamna Bartlett oftă. Tare mă mai necăja. El adora pământul pe care i-a pășa și nu-i păsa nici negru cât sub unghie de el. Deci petrece serile Joe, doamna Bartlett? Aici, domnule, de obicei. Totodată face câte un lucru ciudat din lemn seara și încearcă să învețe contabilitate prin corespondență. Aha, așa deci. A fost acasă ieri seară? Da, domnule. Sunteți sigură, doamnă Bartlett? Întrebă Sir Henry aspru. Ea se întoarse spre el. Foarte sigură, sir. N-a ieșit de pildă până undeva între 8, 8 și jumătate. Oh, nu, doamna Bartlett râse. A lucrat la bufetul meu de bucătărie aproape toată seara și eu l-am ajutat. Sir Harry se uită la fața ei sigură, zâmbitoare și simți prima undă de îndoială. O clipă mai târziu intră și Ellis în cameră. Era un tânăr înalt, lat în umeri, un țăran foarte frumos. Avea ochi albaștri timizi și un zâmbet modest. În general, un tânăr uriaș amabil. Melchett început discuția. Doamna Bartlett se retrase în bucătărie. Investigăm moartea lui Rose Emmett. O cunoșteai, Ellis? Da. Ezită, apoi murmură. Speram să mă însor cu ea într-o zi. Biata fată. Ai aflat în ce situație era? Da. O scânteie de furie îi se aprinse în ochi. El a părăsit-o, dar era spre binele ei. N-ar fi fost fericită căsătorită cu el. Așteptam să vină la mine când îi se va întâmpla asta. Aș fi avut grijă de ea. În ciuda, n-a fost vina ei. El a amăgit-o cu tot felul de promisiuni. Oh, ea mi-a povestit. Ea n-avea de gând să se nece. El nu merita. Unde ai fost, Alice, seara trecută la 8 și jumătate?
I s-a părut lui Sir Harry sau a fost într-adevăr o undă de crispare în răspunsul prompt, aproape prea prompt. Am fost aici. Lucram la un dulap nou de bucătărie pentru doamna B. Întrebați-o. Ea o să vă spună. A dat prea repede răspunsul, se gândi Sir Harry. E un om cam greu de cap. A spus-o așa la țanc, încât bănuiesc că avea răspunsul pregătit dinainte. Apoi îți spuse că asta era în imaginația lui. Își imagina lucruri. Da, își imagina chiar o licărire de teamă în ochii aceia albaștri. Alte câteva întrebări și răspunsuri și plecară. Sir Harry găsi un pretext ca să se ducă în bucătărie. Doamna Bartle era ocupată la soba de gătit. Ridică privirea cu un zâmbet plăcut. Un nou bufet era fixat lângă perete. Nu era chiar terminat. Câteva unelte zăceau în preajmă ca și niște bucăți de lemn. La asta a lucrat Ellie seara trecută? Întrebă Sir Harry. Da, sir, este o mobilă frumoasă, nu-i așa? Joe este un dulgher foarte deștept. Nu era nicio urmă de teamă în ochii ei, nici nu părea încurcată. Dar Ellis își imaginase doar? Nu, cu el fusese ceva. Trebuie să-l atac cumva, se gândi Sir Harry. Întorcându-se să iasă din bucătărie, se ciocni de un cărucior de copil. Sper că n-am trezit copilașul, se scuză el. Doamna Bartlett izbucni în râs. Oh, nu, sir, n-am niciun copil și îmi pare rău. În ăsta iau rufele la spălat, sir. Oh, înțeleg. Se opri și apoi o întrebă sub presiunea unui impuls. Doamna Bartlett, o cunoșteați pe Rose Emmett? Spuneți-mi ce părere aveți, de fapt, despre ea. Ea îl privi curioasă. E bine, sir, mi se părea ușuratică. Dar ea e moartă și mie nu-mi place să-i vorbesc de rău pe morți. Dar am un motiv. Un motiv foarte serios pentru care vă întreb. Vorbea foarte convingător. Ea părea să se gândească, studiindu-l cu atenție. În cele din urmă se hotărâ. Era soi rău, sir, spuse ea liniștită. Asta nu i-am spus-o lui Joe. Îl juca pe degete cum vroia. Tipele astea pot și asta-i rău. Dar știți cum sunt ele, sir? Da, Sir Harry știa. Toți oamenii din lume, ca Joe Ellis, sunt deosebit de vulnerabili. Ei credeau orbește. Dar exact din această cauză, șocul descoperirii putea fi mai mare. Părăsi căsuța derutat și perplex. Se lovea de un zid infailibil. Joe Ellis lucrase în casă toată seara de ieri. Doamna Bartlett fusese acolo urmărindu-l. Ce mai putea rezulta din asta? Nu putea găsi nicio fisură, probabil cu excepția acelui răspuns pregătit dinainte care trezea suspiciuni din partea lui Joe Ellis. Acea impresie că avea o poveste pe care s-o spună la țanc. Ei bine, conchise Melchett, asta pare să clarifice de tot chestiunea, nu? Așa e, sir, îl aprobă inspectorul. Sanford este omul nostru. N-are niciun punct de sprijin. Treaba e simplă ca lumina zilei. După părerea mea, fata și tatăl ei erau puși, ei bine, erau puși pe fapte, să-l șantajeze. El nu dispune de bani. Nu vroia nici ca afacerea să ajungă la urechile logodnicei sale. Era disperat și a acționat ca atare. Ce părere aveți, sir? Se adresă el special și lui Sir Harry. Așa se pare, recunoscu Sir Harry. Și totuși, mi-e cam greu să-mi imaginez pe Sanford comițând vreo acțiune violentă. Dar știa, în timp ce vorbea, că această obiecție nu prea era valabilă. Ci cel mai blând animal, este încolțit, este capabil de acțiuni uimitoare. Totuși, aș vrea să văd băiatul, cel care a auzit țipătul, zise el deodată. Jimmy Brown se dovedi a fi un flăcău inteligent, cam mic pentru vârsta lui, cu o față prelungă și reată. Era nerăbdător să fie anchetat și a fost cam dezamăgit când i-au cerut să repete povestea sa dramatică și ceea ce auzise în noaptea aceea fatală. Înțeleg că te aflai de partea cealaltă a podului, preciză Sir Harry. Pe malul râului, vis-a-vis de sat. Ai văzut pe cineva pe partea aceea când ai trecut podul? Era cineva care se plimba în pădure. Cred că domnul Sanford, gentlemanul arhitect care construiește casa ciudată. Cei trei bărbați schimbară niște priviri. Asta s-a întâmplat cam cu vreo 10 minute înainte de a auzi țipătul. Băiatul încuvință dând din cap. Ai mai văzut pe altcineva pe malul râului dinspre sat? Un bărbat venea pe poteca din partea aceea. Mergea încet și fluiera. Trebuie să fi fost Joe Ellis.
N-ai fi putut să vezi cine era, îl repezi inspectorul, cu toată ceața și întunericul. Din cauza fluieratului, spuse băiatul. Joe Ellis fluieră întotdeauna aceeași melodie. Vreau ca ea să fie fericită. E singura melodie pe care o știe. Vorbea cu disprețul unui om modern față de cel demodat. Oricine poate fluiera o melodie, zise Malcolm. Se îndrepta spre pod? Nu, în cealaltă direcție, spre sat. Nu cred că trebuie să ne preocupăm de acest necunoscut, spuse Malcolm. Ai auzit țipătul și căderea în apă și câteva minute mai târziu ai văzut trupul plutind pe apă. Ai alergat după ajutor, te-ai întors la pod, traversându-l și te-ai dus drept în sat. N-ai zărit pe nimeni în apropierea podului în timp ce alergai după ajutor. Cred că erau doi bărbați cu o roabă pe poteca de la râu, dar se aflau la o oarecare distanță și n-aș putea spune dacă veneau sau plecau. Și casa domnului Giles fiind cea mai apropiată, eu am alergat acolo. Ai făcut foarte bine, băiete, îl lăudă Melchior. Ai procedat cu seriozitate și cu prezență de spirit. Ești un scout, nu-i așa? Da, sir. Foarte bine. Bravo ție. Sir Harry tăcea dus pe gânduri. Scoase o bucată de hârtie din buzunar, se uită la ea și clătină din cap. Nu părea posibil, ci totuși se decise să-i facă o vizită lui Miss Maple. Ea îl primi în sufrageria sa drăguță, ușor supraaglomerată, în stil vechi. Am venit să vă raportez progresele, zise Sir Harry. Mă tem că, din punctul nostru de vedere, lucrurile nu merg bine. Îl vor aresta pe Sanford și trebuie să spun că mi se pare justificată acțiunea. Nu ați găsit nimic care, cum să zic, să sprijine deci teoria mea? Ea arăta perplexă, îngrijorată. Poate am greșit. Am greșit. Aveți o experiență atât de mare, cu siguranță v-ați fi dat seama dacă ar fi fost așa. Cu o rezervă, adăugă Sir Harry, nu prea cred. Și mai există un aspect. Ne lovim de un alibi de nezdruncinat. Joe Ellis a fixat rafturi în bucătărie toată seara și doamna Bartlett a urmărit ce făcea. Miss Marple se aplecă înainte, inspirând rapid. Dar nu poate fi așa, zise ea. A fost vineri seara. Vineri seara? Da, vineri seara. În seriile de vineri, doamna Bartlett duce rufăria pe care a spălat-o la diferiți clienți. Sir Harry se rezemă în scaun. Își reaminti povestea lui Jimmy despre bărbatul care fluiera. Și, da, acum totul se potrivea. Se ridică, strângându-i călduros mâna lui Miss Marple. Cred că acum văd soluția, conchise el. Cel puțin pot încerca. 5 minute mai târziu, se întoarse la căsuța doamnei Bartlett și vorbea cu Joe Ellis în salonaș, printre câinii de porțelan. Ne-ai mințit, Ellis, în legătură cu seara trecută, începu el aspru. N-ai fost aici în bucătărie ca să fixezi bufetul între 8 și 8 și jumătate. Ai fost văzut mergând pe cărarea de lângă râu, înspre pod, cu câteva minute înainte ca Rose Emmett să fie ucisă. Bărbatul rămase cu gura căscată. Ea n-a fost omorâtă. N-a fost. N-am nimic de a face cu asta. S-a aruncat. Asta a făcut. Era disperată. Nu m-aș fi atins de un fir din părul ei. Nu. Atunci de ce ne-ai mințit în legătură cu locul unde ai fost? Îl întrebă sobru Sir Harry. Ochii omului clipiră și se aplecară stingheriți. Eram speriat. Doamna B m-a văzut pe acolo și când am auzit chiar după ceea ce se întâmplase, ei bine, ea s-a gândit că s-ar putea să-mi dăuneze. Am hotărât să spun că lucram aici și ea a fost de acord să mă susțină. Este deosebită. A fost întotdeauna bună cu mine. Fără o vorbă, Sir Harry părăsi încăperea și intră în bucătărie. Doamna Bartlett spăla în chiuvetă. Doamna Bartlett, îi se adresă el, știu totul. Cred că ar fi mai bine să mărturisiți. Asta dacă nu cumva doriți ca Joe Ellis să fie spânzurat pentru ceva ce n-a făcut. Nu, văd că nu vreți asta. Am să vă spun ce s-a întâmplat. Ați ieșit să duceți rufăria la clienți. V-ați întâlnit cu Rose Emmett. V-ați gândit că-i dăduse lui Joe cu piciorul și se încurcase cu acest străin. Acum ea se afla în încurcătură. Joe era gata să-i sară în ajutor, să se căsătorească cu ea dacă trebuia și dacă ea îl vroia. El locuiește în casa dumneavoastră de 4 ani. V-ați înrăgăsit de el. Îl doriți pentru dumneavoastră. O urați pe fată. Nu puteați suporta ca stricata asta mică, la nimic bună, să vă ia bărbatul. Sunteți o femeie puternică, doamnă Bartlett.
A sprins-o pe fată de umeri și ați aruncat-o în apă. Câteva minute mai târziu, l-ați întâlnit pe Joe Ellis. Băiatul Jimmy v-a văzut împreună de la distanță, dar, în întuneric și ceață, el a confundat căruciorul de copil cu o roabă la care împingeau doi oameni. L-ați convins pe Joe că ar putea fi suspectat și ați inventat un așa zis alibi pentru el, dar care, în realitate, era un alibi pentru dumneavoastră. Acum spuneți-mi, am dreptate sau nu? Își ținea respirația. Mizase totul pe această înfruntare. Ea stătea în fața lui, ștergându-se încet. Este exact cum spune Sir, vorbia, în cele din urmă, pe tonul acela liniștit supus. O voce periculoasă îi se păru deodată lui Sir Harry. Nu știu ce m-a apucat. Nerușinată, asta era. Mi-a venit așa, ca să nu-mi ia pe Joe. N-am dus o viață fericită, Sir. Soțul meu era un amărât, invalid și arțăgos. L-am îngrijit și l-am oblojit cu credință. Apoi Joe a venit aici să închirieze o cameră. Nu sunt o femeie așa bătrână, Sir, în ciuda părului meu albit. Am numai 40 de ani, Sir. Joe e un om pe care îl întâlnești la 1000. Aș fi făcut orice pentru el. Absolut orice. E ca un copil mic, Sir. Atât de blând și încrezător. Era al meu, Sir. Să-l îngrijesc și să văd de el. Și asta... Stăpânea își controla emoția. Chiar și în clipa asta era o femeie puternică. Se îndreptă din șale și se uită curioasă la Sir Harry. Sunt gata să vin, Sir. Nu m-am gândit niciodată că cineva va descoperi. Nu știu cum ați aflat, Sir. Sunt sigură că nu știu. Sir Harry clătină din cap cu blândețe. Nu eu am fost acela care a știut, zise el, și se gândi la bucata de hârtie care se afla încă în buzunarul său, cuvintele acelea scrise cu o caligrafie îngrijită, de modă veche. Mrs. Bartlett, la care e chiriaș Joe Ellis de la Mill Cottages, numărul 2. Miss Marple avusese din nou dreptate.